marți, am fost duminică seara acasă, am postat niște filme, am lucrat în grădină mare, am lucrat la stupii de acasă. Stupii de acasă, dragii mei stupari, n-au nimica, mierea și o strâns-o înainte de pădurea asta și au avut tot, de la pomii fructiferi și tot ce așa. Ori mâncat-o complet, ori rămas mai mierea bătrână și au fost stupii ca și când ori stagnat, să spun așa, acasă. Bine, ăștia de la pădure ori mers înainte, pădurea îi face. Dar și aici arată că s-o gătat, măi, gata tot. Îmi plan să stăm mai două zile. Și iacă, dragii mei, și-am mai lucrat eu aici, să vă arăt cum să faceți un dozator pentru ai, pentru sucul acid, tare ieftin și tare bun. Eu aici am folosit tot ce am avut la îndemână și uite ce mări, să-ți demonstrez ce am făcut, ce v-a năzlumbit. E și uite ce mări, numai îl strângem o țără, e important să fie flașa de plastică. Și acum am căpătat 20 de mililitri. Și îl sușim cu curul în sus, îl sușim și nu mai strângem de flașă și el curie taman 20 de mililitri. Ai văzut? Și acum pentru asta avem nevoie de un șpriț. Și bine să fie cu clipul de gum. Și asta îl stricăm ca să-l punem ea aici, așa, mă înțelegi? E, ca să funcționeze tot asta, avem nevoie de un cunț ce l-am găsit mării de la antenă, aici. Vezi? Se pune în cleșce, se pune la foc, să face butoară. Și eu acum să nu mai stau la foc, deci m-am făcut. Sava asta avem de la țevile, de la infuzie. Și îi 70 de dinari. Ea ar fi fost mai perfect să fie mai groasă, numai... Da, și-am găsit și gata. Dacă este mai groasă, cu cât e mai groasă, cu atât e mai bine. Și acum se trece prin butoara asta și undeva se lasă cam, se pune, nu se pune în girept, cu ăsta numai se pune în dărât, vezi? Uite, cam așa se pune. Mai departe, iacă, ne trebuie uiaga asta cu ai și aici să-i facem o butoară. Și butoara asta tot așa mergem acum la foc și o facem la mijloc. Uite ce mări după ce am făcut butoara asta, știi? Poate ar fi trebuit mai mare, dar nu trebuie mai mare, mă înțelegi? O trecem ea așa, o vezi? Și acum e important ăsta să lipim de asta. Ce am făcut eu? Ca să șadă lipit, am avut lipit și ăla A și B, unul vânăt și unul roșu, și am pus mânila asta că s-o desprins numai așa, și am pus mânila asta și am făcut urișiunea asta, vezi, năzlombeala asta, înțelegi? Și acum Marin vrea ceva mai frumos, uite, cu asta să facă și să-l prinde,
ca să nu se desprinde de aici. Mă înțelegi? E, acum, dacă nu reușesc, șepul nu trebuie să aibă luft. Îl prind eu cu silicon. Aer. Aer. Că dacă are aer, atunci nu mai funcționează. Și el trebuie să funcționeze fără aer. Adică cu aer numai nu se iasă prăbuturi. Deci acum încerc să fac ceva mai frumos pentru film. Mări, cu un drod subțiric am făcut două butori de oleturi și două de alta. Ăsta arge. Și acum încep să probez să leg, să pun. E, acum voi puteți cu imaginațiile voastre să faceți o mulțime de... Și atunci nu mai ai lipsă, nu mă dai cei la stupi și îți da dant... Atunci, așa cum îi cheamă, la încrot, e ideal. Un pic la amiei. Mă, nu pot să vină. E, ia, că așa l-am băgat. Mări, vezi? E, și acum, să vedem dacă nu-i uscat ăsta. Tu nu l-ai verificat acasă. Nu l-am verificat. Și dacă pot așa, și cu ăsta, mai frumos e, și... Merge. Și uite ce mări. Acum punem ăsta aici, aia așa. Îl umplem frumos. Ăsta îl tragem așa. Asta îl trezim așa. Și adăm combinațiile de la foc. Și asta e mare lucru. Și cu asta se arăce mai frumos. Aici mai punem ea așa. Na, uite ce mări, cu bani puțini am făcut. Și ce faci acolo? Ce... Știi, am făcut aici, uite, am pus așa, ca să nu iasă aerul, să fie cât mai hermetic. E, și acum ăsta îl bag aici, numai aici mai trebuie ceva, mării. Lasă să-ți aduc să vezi ce mai trebuie, pentru că ăsta e subțire, știi? Și se îndoaie, el trebuie să ajungă până în fund la uiagă. Și acum deloc îți aduc eu să vezi mai ceva. Mări, tot la îndemână și am... Na, cam răbușut. Un drod subțiric. Și el, dacă ar fi fost ăla mai gros, atunci ar fi fost ideal.
Mă poate că și găsesc, dragii mei, și la voi, este mai gros, iar de asta de silicon, și atunci e mai bun, știi? Numai dacă nu e mai gros, nu are face. Și o țără mai în lece, să umple, știi, așa, dacă ar fi fost mai gros, mai ca să umple, mă înțelegi? Și facem ca să nu se mai îndoaie. Că dacă se îndoaie, atunci iar nu-i bine. Vezi? Uite, mai. Punem așa. Și acum ia așa. Și el nu se mai îndoaie. Aici îl strângem, dar nu așa tare ca să nu turcim asta. Și acum mâine când se întărește siliconul, îl probim să vedem ce am făcut. Vezi, acum el șerge direct. Și acum se bagă aici și el îi... Uite-l, mări. Vezi? Și acum când îl suc, și acum ce mai facem? Opa, și ac. Îmi place asta că e de gum, știi? Ce vrei să-l scoți? Aș fi vrut să-l scot, da. Dar să nu-l tai, știi? Iată. Hop. E aici îmi treaba. Mă lasă să văd. Să pure dacă îi dau drumul așa. Vezi? Să fac așa. Nu mă lasă să caut acolo o țavă. Și mi-e important, mări, când îl suc cu curul în sus, mă acum să nu-l suc, ea să fie, cum să spun, uite. Elastic. Elastică, că eu la jeu, îi musai așa, cu asta să o bag, barem atâta înăuntru, mă înțelegi? Vezi cum e asta? Vezi cum e asta? Uite, asta funcționează. Îi dai așa și îi lași așa și o pun așa, vezi? Vezi? Și acum o bag atât înăuntru, ia că ea pică. Vezi? Și acum nu mai dau așa. Vezi? Și taman. Ma o strângi de sus. O țără o strâng. Știi? Aha. Și ia că tot, asta e mai frumoasă făcută, uite, sus. Vezi? Acum trebuie să se uscă siliconul, dacă se uscă.
Dacă nu, atunci trebuie să-i pun iară lipici ca la ăsta și gata. Mă înțelegi? Și așa faci una pentru suc acid, alta pentru ai, alta pentru plante, mă înțelegi? Și fiecare ai al lor. Încă dacă trebuie, zicem acum, dacă trebuie 25 de mililitri sau 30 de mililitri, atunci o umpli mai pe jumătate sau cum trebuie. Ei, și iacă, dragii mei, cum să vă faceți dozator, prebagatel, prebani, mai gata nimic, numai o țară trudă și imaginați. Pentru asta, ca să vă arăce, Marin, o plăcit 350 de dinari și-o luat una originală și pe urmă le-am făcut eu tot. Și cu aia nu mai lucru. Asta e tot. Și el, cum am pus, măcar că e țava mării subțirică, am pus drodul ăsta untru și nu înțelegi nimic. La asta nu trebuie să pun că e țavă groasă, vezi, e de la pumpița de ochieț. Și eu am avut o mării, am străcat-o și ea că am scos așa. Eu tot folosesc. Și aici și fiederul de la ea, dar are o țăr de fieder, știi? E, dar asta are mult mai frumos ăsta, știi? E, acum cât e de trainic, nu știu, e, văd. Vezi cum are? S-o folosesc tot. Mulțumesc. Floarea de băgrin a început să piese. Iacă și aici și l-am arătat până n-am plecat acasă. Duminică pălit. Aici mai vedem cât o floare. Asta e bună, e așa. Gata. Vânt mare am avut și astăzi. La apă acum nu le mai pun, că apoi mâine mergem acasă. Și-o fost, o fost. Pa da. Da, numai una, Mărie, în tot pomul. Aia până mai două zile nu-i mai nici aia. Da. Și uite, aștia la alții veci mă usute, uscăți. Da. Pălicea. Pălicea. Miroasă. Mă tare puțin. Azi nu știu dacă o fi fost vreo 100 de grame, Mărie. Da. Acum nu mai avem. Ieri și alaltă ieri au fost câte 300 de grame, cam așa. Marine, când nu este țânțar, nu este nici albine. Anul ăsta nu a fost țânțar. Nici un țânțar. Nu, pada. Nici un. Ia uite. Păi da, gata. Gata. Tot e prejos. Asta. Hai bași să vizem la albine, să auge? Să auge o țară, da. Ia cu toși polen. Aici bace vânt, să le fac în mântru. Acum e 17 grade. Păi da. E aici și mai scuceală.
Bun. Grade. Și cu asta și ziua de astăzi s-a încheiat. De dimineață, ziua s-a spreșea. Albine au început să iasă câte una, două. Pădurea toată s-a opălit. Noi am început să ne strângem sculele, dar nu plecăm astăzi până mâine. Mergem până la Uica Traian și ea că îi ajutăm și lui să toarcă mergea și noi o stoarcem acasă. Rămas numai șatra, tot ce goge am putut am străcat și acum stare iară mai străcăm să n-avem mâine atâta de mult. Șase șeasuri dimineața. E, așa să fie fost când a fost pădurea. Ar fi fost treabă. Pădurea s-a gătat. După cum vedeți, dragii mei, supăr nici albine nu mai este uzată. Ca și cum îi când aduc miere, ne pregătim de casă. O zi cu vânt mare și cu ploaie, așa au spus astăzi. Păi acolo văd câte două, trei flori mai de băgrin. Tot ce am putut strânge, am strâns și am pachetat. Mai au rămas coliba asta, cu șpoieriu. Iacă ca să facă mării fruștucul. Și să facă și de prânz, ceva să încălzim și atunci învăluim și să strică și asta. Mierea de stup o să fie foarte puțină. Am fost ieri la Uica Traian și am scos. Păi nu știu dacă cam 5 kg stup răstup s-o strâns. Mai gata nimic. Nu știu dacă se merită, scoasă, dar noi încercăm sâmbătă, în orice caz în două zile, dacă avem, sau poate, na, și într-o zi. Vânt mare de plus 70 km la ceas, a spus cod galben, Reșița până la 16. După cum am vorbit ieri cu pădurariul nostru, care are și el stupi, a spus Marin de două zile, cântariu stă preloc,
și nu-i mai nimica. Apa trebuie golită, să punem în ceva mic, că mai până nu se strânge albina. Ieșirii de plastică tot strângem din pădure să nu mai rămâne nimic, ca așa ni le trebuie și la altan. Asta e mare lucru pentru adus apă. Înainte vreme am adus în cânt cu tractorul, cu pricolița, cu asta, n-or fost așa. E, acum, cum ești cu auto aici într-una, avem apă proaspătă și câte vrem. Mării ultima țavă o scoacem și cu asta joi, în joia mare, pachetăm tot și mergem acasă. Iupii, mergem acasă. Pădurea s-a gătat. Da. Acum, sâmbătă, când deschidem lădrile, gem și avem. Nu îi mare brânză, mării, numai, nu. Gem. Să avem barema de clătite. Descoviază. Acum am făcut și ieri și alaltă, de trei zile stricăm și la 9-6 ne-s gata. Acum mergem după tractor și gata. Și atunci așteptăm numai să vină sara. O spus azi că bate vântul tare, văd că nu bate până acum. O spus că vine după amiaz ploaie, să nu vine până plecăm. Și ia. Tot ce țărimi se leagă ca să se fie la altan care unde vin. Unde mi-ai dus pălăria mea? Mării, ăla sus, cum e la acolo? Uită-te. Mașina. Ei, dragii mei, după ce am pus alt șiep, am făcut cum trebuie. Numai am mai avut. Ăsta e șiepul de la șpriț și l-am băgat și l-am lipit. Că el n-are voie... Aici cum l-am buturit, ăsta o curs luft. N-are voie să curăț. Și ia. L-am făcut. Ai, uite!
că dai pră... Nu m-am lăsat până... Ăsta e de la șpriț, mării. Și-o avut amambutoare, numai o țară l-am pus așa. Asta e tot secretul. Și ai pus și silicon? Da. Așa că merge, mării. Nu te-ai lăsat până nu l-ai. Hai da, dă-i mai departe. Până nu l-am făcut. Măi, măriu, a ajuns vremea să acățăm tot. Da. Să pre... Tot am acățat, l-am șterg. Bade mochet. Da. Asta arăt lehtă. Tu s-a urât, mării? Că nu a fost nimica. Degeaba mi-a dat Dumnezeu flori, nu mă le-am văzut. Mai ceva, o fi vreun strop, Mării. E, da, nu știu, vedeam. Măi, Mării, mă fi. Vedeam sâmbătă. Ia că și florile astea s-au răpălit. Numai băgrin uscat miroasă. E aici avem șase șasuri. Dragii mei, iacă de-abia aștept 7 sau 8 ca să plec, locul l-am lăsat ca mândrulia, strâns tot, cărămizile strâns acolo, prejos nici o urcie, nici o sticlă de plastică, absolut nimica. Mării o mai băga și scamnele, Albina încă zboară. Mării, 17 zile în pădure. Da. Mi-a fost... Da, bine, am fost și acasă, numai... Nu mi-a fost o pădure reușită. Acum vedem când astupăm lădile. În orice caz, nu-i multă miere. E foarte puțină. Asta e an de ținut mince, că și... Oamenii de 75 de ani nu-și amintesc așa ceva să fie înflorit pădurea odată cu glogul și să fie în 15 sau în 14 aprilie. Albina încă zboară. Dar astăzi nu mai avut zborul ăla de adus miere absolut. Am fost la apă și am pus-o în cântuța asta. Am vărsat-o jos ca să nu mai aibă apă, ca să se bage cât mai repede înăuntru. Pădurea e complet așa, trecut. Dragii mei, rămâne acum să vă filmez ce miere și câtă miere când deschid lădli sâmbătă. Asta
Eu pot să vă spun că filmele au ajuns spre internet, dar cu întârziere, din cauza că aici n-am nici internet, dar nici telefon, nici să vorbesc cu ai de acasă. Și dacă când o trebuit să fac treburi de agricultură acasă, atunci am băgat și filmele și le-am filmat. Anul trecut știu că pe vremea asta era o ploaie mult mare, nu-i bași bine nici când îi ploaie. Cam așa arată prăgăciți. Sus nu închid nici de acum, numai urginișurile astea ca să nu le prind în crengi și să pot să mă duc fără grijă. Că dacă le prind în crengi, atunci le rup. Și ele ca mare au două butoare, destul de mari. Încă e cald. Nu e temperatură mare, dar 20 și ceva de grade sigur. Ia că și mării chicești acolo, țoalele și toate astea. Le-am pus în limuzină ca să nu mai am în pricoliță când ia de ajungem și asta. Să fie la îndemână.